împărăție. Și atunci înseamnă că noi trăim în împărăția lui Dumnezeu. Iar această împărăție se va continua în viața de dincolo. Deocamdată trăim în împărăția cerului. De aceea orice păcat săvârșim, îl săvârșim în această împărăție. Și orice faptă bună o săvârșim, o săvârșim în această împărăție. Iar în biserică trăim ca în cer. Ca să trăim ca în cer, trebuie să facem și să fim următori rânduielii bisericii. În biserica ortodoxă, așa se cântă. În biserica ortodoxă, așa se privegheară. Și, pomenind minunea pe care a făcut-o Maica Domnului cu Sfânta sa icoană numită Prod Românța, spunem că în biserică așa se pictea. Icoana aceasta a fost comandată ca arătare, ca izvor, cum se zice, și ca mărime de doi călugări români din Sfântul Munte. Și acești călugări au venit în Iași la 1863. Și unui pictor bătrân, cu mâini tremurinte, i-a comandat această icoană. Iordache Nicolau se numea. Și l-a încurajat pentru că el era în bătrânețea lui și în tremurul mâinilor lui, era neputincios și el se considera și chiar era. Ei bine, au încercat diavolii să-l oprească prin felurite ispite, dar el a biruit toate prin post și rugăciune. Călugării, Nifon și Nectarie, i-au cerut ca această icoană să fie pictată în post și rugăciune. Când nu mai putea de foame, mânca ceva. O să zicem, dar de ce așa? Pentru că lucrul lui Dumnezeu se face cu sfințenie. Adică cu sfințirea simțurilor noastre și a ființei noastre. Iar postul este un mijloc. Ce vedem, din păcate, astăzi, că se întâmplă în unele biserici când se pictează, nu este ce trebuie. Adică un pictor nu poate să fumeze și să picteze, nu poate să fie bețiv și să picteze, nu poate să fie curvat, necununat și să picteze. De aceea biserica noastră, prin Comisia de Pictură, are grijă ca acești pictori să aibă această sfințenie a vieții. Și icoana aceasta, în cele din urmă, nu a putut fi terminată. În revenirea lor în țară din Sfântul Munte, cei doi călugări au constatat că nu se terminase, s-au întristat. Un călugăr grec care era în Iași a zis: mergeți în Sfântul Munte și pictați acolo icoana. Și ce s-a făcut aici? Să meargă în vreo biserică din România. Și ei și mai mult s-au întristat, că practic un pic așa grecul a râs de ei. Însă, în cele de urmă, s-a dat încă un termen și pictorul, în neputința lui, a acoperit icoana cu un ștergar alb și a lăsat-o acolo și s-a rugat și a plâns, s-a rugat și a plâns. Și în dimineața zilei, când trebuia să predea icoana, în lacrimi și-a cerut iertare la cei doi călugări. Când a luat acest ștergar de pe icoană, icoana a fost găsită
terminată de pictură. Și după cum vedeți, deși aceasta este o copie, după cum vedeți, chipul Maicii Domnului și chipul Mântuitorului Hristos au o perfecțiune a dimensiunilor și inclusiv privire. Cei care au fost în Sfântul Munte au putut să o privească în original. Iubiți credincioși, tot astăzi prăznuim pe Sfântul Paisie Aghiorii, care în 1994 s-a mutat la Dobru și care după 20 de ani a fost trecută Biserica Greciei în calendar și noi am preluat această canonizare și l-am trecut și noi în calendar și este prăzuit în ziua de azi. El a fost unul din miile, zecile de mii de greci care au fost izbăviți din Asia Mică, la vremea când grecii consideră și a și fost catastrofa. Marea catastrofă a fost la 1453. După aceea a mai fost o catastrofă când în război a trebuit Asia Mică să fie eliberată de greci și, cum se zice, s-a făcut un schimb de populație. Este foarte dureros ce s-a întâmplat atunci și el este una din aceste victime. A trăit la Sfântul Munte, într-o chilie, a fost cercetat de zeci de mii de credincioși și în cele din urmă a fost și el tributar unei morți. Și pentru că s-a îmbolnăvit, a fost dus la Tesalonic și la Tesalonic medicul i-a spus: părinte, ai cancer. A doua jumătate a anului 1993. Și în momentul acela, părintele Paisie s-a repezit la medic și l-a strâns în brațe foarte puternic. Medicul s-a tulburat, s-a speriat și a crezut că a făcut un șoc. După care a primit întrebarea de la părintele Paisie: domnule doctor, cât o să mai trăiesc? Și medicul i-a spus: între 4 și 6 luni. Atunci l-a și îmbrățișat, l-a și sărutat. Și întrebarea de data aceasta în partea medicului: părinte, te-ai șocat, ai nebunit, înțeleg boala, dar ce-i manifestarea asta? Și atunci el a zis: dați-mi o batistă ca să joc. Cunoașteți că grecii dansează cu un conducător care învârte o batistă în mână. Sigur că nu de joc era aminte părintele Paisie, dar și-a manifestat această bucurie pentru că i se vestise moarte. Și a zis: de ce? Pentru că dacă mai trăiesc 4 luni, de altfel atât am mai și trăit. Dacă mai trăiesc 4 luni, mă împac cu toți, mă rog, mă spovedesc, mă împărtășesc. Pentru că el, cancerul, este o boală care anunță și curăță. Auziți cum trebuie să privim această boală. Cum o privim noi? Puțin dintre noi o privim cum trebuie. Puțin. Vindem casa, cheltuim toată averea, încercăm cu medici români, cu medicamente naturiste sau mergem la Viena, e un spital bun acolo de tratament, nu reușim. Mergem la Istanbul și acolo, datorită bazelor NATO,
și au fost specializați în America și excelează în mai multe domenii ale medicinei, între care și acestea. În cele din urmă ne întoarcem totuși în coșul, pentru că nu înțelegem voia lui Dumnezeu. Adică nu avem forța de a ne preda lui Dumnezeu. El, pe care astăzi îl trăsmim, pentru că, așa cum am zis, după 20 de ani a fost trecut în rândul Sfinților, El a înțeles aceasta. El, Sfântul Nectarie, Sfântul Luca al Crimeei și mulți alți sfinți, sunt cei pe care îi rugăm să putem înfrunta cu bărbăție, cu putere, această boală nemiloasă. Iubiți credincioși, de la Sfântul Paisie mai putem învăța ceva. Altfel a ajuns el în calendar decât încercăm noi, unii dintre români, să introducem în calendar sfinți care, cu adevărat, cred și eu că sunt sfinți și au avut fapte ale sfințeniei, fie sfinții închisorilor, fie alți curioși și mărturisitori, pe care ne-i dorim în calendar. Numai că Sfântul Paisie a ajuns în calendar într-o mănăstire care l-a îngrijit încă tesalonic, mănăstirea de la Surotii, a ajuns în calendar dintr-o mănăstire cu niște maici care au păstrat 20 de ani liniște la mormântul lui. Dacă cineva a fost acolo și cred că a fost, am fost și eu odată. Exista o maică acolo care decât punea degetul în dreptul gurii, în semn de liniște. Foarte frumos. Niciun fel de manifestare forțată. În România există aceste manifestări forțate, să spunem, pentru introducerea în calendar a unuia sau altuia. Unul în Moldova și-a dezvăluit tatăl și l-a pus la închinare. Și eu cred că el este sfânt. Dar nu se face așa. Alții lasă sfinții canonizați deja și nu fac ce trebuie pentru ei, adică slujbă, cinstire și cum e rândeala bisericii, și se îndreaptă către alții care încă nu sunt în calendar. Să folosim prilejul acesta la porunca și rugămintea Părintelui Stare să spunem un lucru pe care puteți să-l duceți mai departe și veți vedea acolo, în ducerea aceasta, o lămurire, pentru că oamenii sunt nelămuriți. Cum ajunge cineva în calendar? Iată cum. Se observă sfințenia vieții lui. Și se sesizează această sfințenie. Se adună dovezi. Dovezi scrise, minuni, mărturii, fără gravă. După care se cercetează, și poate că corpul lui a rămas neputrezit. Adică sfinte moaște. Dar toți sfinte moaște sunt și oasele lui, dacă au putrezit. Sfântul Ambrozie al Mediolanului se află la Milan, orașul de astăzi în Italia, oase goale, păcătoare de mine. Nu toți sfinții au primit darul acesta al neputrezirii, dar toți sfinții primesc darul facerii de minuni. Semnul la prezenței noastre în fața Sfintelor Moaște este pace. În general, în un cadavru se produce frică. E greu să stai la priveghere lângă un mort noaptea,
tu și el. Întotdeauna sunt mai mulți. Pentru că moartea, cadavrul, produce frică. Sfintele moaște nu. Acesta este un semn. După care se face un întreg dosar care se înaintează Sfântului Sinod. Sfântul Sinod numește o comisie și ea închetează, analizează cazul acesta. Și după care se face un tribunal care are președinte, care are procuror și avocat la părere. Procurorul are rol să acuze Sfântul. Dar de ce să-l acuze? Ca să se lămurească foarte bine toate îndoielile. Ca să nu ne facem după aceea de râs, cum s-au făcut rușii, care au canonizat cu miile preoți uciși de prigonitorii atei și care peste 100 a trebuit să le retragă canonizarea după ce le făcuse și slujba și iconele. De ce? Pentru că, de fapt, erau cagebiști. Rușine, asta e o rușine extraordinară. Să ajungi în stadiul acela, râd toți sectanții de noi, bineînțeles. De aceea să apreciem că biserica noastră, ortodoxă română, este foarte prudentă în a introduce în calendar. Poate prea prudentă, e adevărat, dar este de folos. Și dacă trece și de acest tribunal, se rânduiește o zi de canonizare, de obicei în ziua prăznirii sau nu, după care se alcătuiește un tomos, o scrisoare, un document în care se arată de ce s-a hotărât expunerea lui spre închinare, cinstirea lui prin slujbe și facerea icoanei lui, celui Sfânt. Înainte de slujba de canonizare, se face ultimul parastas. Ei bine, atunci va fi rușinarea noastră, care 20 de ani, 30 de ani, i-am citit acatistul. Bucură-te, bucură-te, bucură-te. Și acum zice, încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor robului tău, era monacul, robul tău, așa, care să-i se ierte lui toată greșeala cea de voi și a făcut de voi. Atunci va fi rușinarea noastră. Fii neascultător ai bisericii. Și de atunci încolo, slujba lui este publică și se poate să utilizăm puterea lui prin rugăciuni care să fie duse la Dumnezeu. Este important ce v-am spus acum. Luați aminte și când aveți asemenea discuții, arătați care este voința mamei noastre, numită biserică. Sunt foarte multe lucruri de spus cu prilejul acesta, mai ales în fața unor oameni care n-au dormit toată noaptea și care au acest dar al primirii, pentru că a primi Cuvântul lui Dumnezeu este un dar. De ce nu sunt bisericile pline în România? Pentru că n-au primit oamenii acest dar. Și de ce nu l-au primit? Pentru că nu l-au cerut. Pentru că n-au venit cu partea lor umană. Oamenii merg la biserică, din păcate, să primească ajutor prin minune. Oamenii zilelor noastre cer minuni, dar nu vin și cu partea noastră. Sunt atâtea fete care se roagă să se mărite, dar partea lor, participarea lor la măritișul lor, nici nu există. Vor ca Dumnezeu să facă o minune, să trezească măritatea, deci poate chiar direct în biserică. Sunt atâția care cer vindecare de boală, dar partea lor umană nu se săvârșește. Nu vin la Sfântul Mazlu, nu încep prin pocăință, etc. Și toate acestea, în niște timpuri foarte cutremurătoare, prin
împlinirea foarte multe texte din Sfânta Scriptură. Nu sunt adeptul prorocilor și sperietorilor, dar totuși evidențele sunt. Sunt războaie și foarte de neașteptat sunt prigoane. Există o indiferență, există o slăbire, există o manifestare contra lui Dumnezeu într-un mod direct și un rânjet continuu al dracului. Dacă observați, nimic nu se mai săvârșește pe ascuns. În general, în istorie, păcatul s-a săvârșit pe ascuns. Și crimele, și celelalte păcate s-au săvârșit pe ascuns. Acum se săvârșesc pe față. Acum ce se spune în față. Acum se afirmă inexistența lui Dumnezeu pe față. Facultatea de sociologie a rămas numai cu doi profesori care acceptă discuția despre biserică în condițiile în care își trimit studenții la cercetare, la primărie, la școală și la biserică. Dar discuție nu acceptă. Studenții au pus problema, profesorii spun nu. Nu discutăm. Acest lucru este foarte grav pentru vremurile acestea pe care unii le numesc din urmă. Nu știu dacă sunt vremurile din urmă, dar sunt vremuri de încercare. Și am trecut prin multe examene și am rămas, n-am luat examene. Trebuie să cerem reexaminare, cum să zic. La referendum am căzut, ieri și azi noaptele a fost alt referendum pentru care nu e mare lucru dacă zicem noi da sau nu, dar este totuși un examen. Dacă credem că avortul este un drept sau nu, cu cine se amestecă în această pronunțare? Zicând că și cu o floare nu se face primăvară. Nu se face primăvară, dar se vestește în condițiile în care România zilnic se omoară 380-400 de copii. Zilnic! Și în asemenea vărsare de sânge, noi dorim și avem rugăciuni să îndepărteze Dumnezeu războiul de la noi. Să mângâie pe cei care sunt în această prigoană teribilă, în condițiile în care noi vărsăm sânge nevinovat și ucidem oameni care nu se pot apăra. Ce se întâmplă acum în Ucraina, totuși se pot apăra. Mai fug, mai se ascund. Există putere de apărare. O de ascundere. Copilul în pântecele mamei nu are nicio putere. Cuvântul se poate lungi la nesfârșit, este nepotrivit după o noapte de priveghere. Să ajute Bunul Dumnezeu că acesta ne punem la inimă și să rămânem în această grupare, în biserică, nu neapărat în biserică. Pentru că Hristos a zis, veniți la mine care vreți. Nu a forțat pe nimeni. Noi preoți avem defectul acesta deja de a mustra și de a forța ca oamenii să vină la biserică. Dacă nu e această chemare și această înțelegere din inimă, nu este de folos nici măcar venirea. Deși este posibil ca în momentul venirii să existe această sinceritate inimii în care Dumnezeu să intre să determine. Așa să ajute Bunul Dumnezeu. Amin.